Emoții mari în această dimineață în fața școlilor vâlcene, unde părinții absolvenților de clasa 8-a și-au așteptat copiii să iasă din examen. Evaluarea națională a debutat azi cu proba la limba și literatura română, iar părinții speră ca agitația ultimelor luni cauzată de pandemia de coronavirus să nu afecteze performanțele copiilor. Bună dimineața, emoții mari? Emoții, da, emoții. E primul copil, prima evaluare pe pielea noastră, sperăm să fie bine. Ați văzut subiectele? Le-am văzut, ce să zic, complex, mult, nici greu, nici ușor, sperăm să se descurce. Cum a fost perioada asta pentru el? Foarte grea. Deci mie mi s-a părut foarte grea. Ei, faptul că au stat din martie acasă, a fost așteptarea foarte mare, le-a lipsit contactul cu profesorii, cu colegii. Acum sperăm că amprenta asta va fi așa, doar o umbră, nu-și va spune cuvântul în mod direct. Emoții mari în dimineața asta? Foarte mari, cred că mai mari decât ale lor. Câți copii aveți în examen? 2. Și ați văzut subiectele? Nu, n-am văzut subiectele, dar mă bazez că sunt copii cu minți, sunt inteligenți, sper să fi reușit să fie foarte calm, să dea tot ce pot ei. Spuneți-mi, cum a fost perioada asta de pregătire? Destul de dificil. Adică apreciem că s-au făcut niște eforturi legate de școala online, au făcut și ore în măsura în care s-a putut, dar oricum a fost ceva nou pentru ei, oricum n-a putut să substituie interacțiunea. I-am ajutat și noi cât am putut, în măsura în care ne mai amintim. Asta este, sunt o generație specială, ca să gândim pozitiv totuși. Subiectele de astăzi au respectat structura probelor evaluării naționale din anii trecuți. Pe lângă exercițiile de gramatică, elevii au avut de argumentat apartenența la genul epic a unui text la prima vedere și de redactat o narațiune în care să prezinte o întâmplare petrecută în timpul unei activități preferate. Bună dimineața, cum a fost? Bună dimineața, a fost destul de interesant. Subiectele au fost destul de ușoare, ne-am descurcat cu toții, într-adevăr am avut puține emoții, dar cred că cu toții ne-am descurcat foarte bine. Cum a fost să purtați mască 2 ore? A fost destul de greu, într-adevăr că am mai lăsat-o puțin sub nas, pentru că timp de 2 ore nu reușea nimeni să treacă peste examen. Am avut apă. A fost chiar foarte bine și să sperăm că totul va fi bine. A fost ok, n-a fost greu, a picat genul epic, e bine și zic că m-am descurcat. Acum să sperăm la o notă cât mai mare. Ce a fost mai grea, gramatica sau literatura? Gramatica, clar. Mai mult ca sigur gramatica. Că eu oricum nu prea știu gramatică. A fost bine, subiectele au fost destul de ușoare pentru mine. Mai grea gramatica sau literatura? Mai grea gramatica. Genul epic, o bucurie? O bucurie. Cum a fost să purtați măști 2 ore? Ne-am putut acomoda, având în vedere că am făcut orele acelea acum câteva săptămâni. A fost în regulă. Toți elevii vâlceni au trecut azi testul termometrului, nefiind înregistrat niciun caz de temperatură mai mare de 37,3 grade Celsius. Miercuri, 17 iunie, candidații la evaluarea națională sunt așteptați din nou la examen, urmând să susțină proba la matematică.